adunăm surplusul. După care, da? După ce am adunat surplusul, scădem din total. Deci facem cele trei segmente să fie egale. Da? Deci, asta a fost prima. 2. Din 50, scădem pe surplusul 14 și ne rămân 36. Egal 14? Și 36, a treia operație, 36 împărțim în trei segmente egale, da? La cele trei segmente egale. Și ai scutut egal cu 12. Într-adevăr, 12 plus 12 plus 12 fac 36. Și acum, cana săgeată costă 12 lei. Furculița costă cât vine? 12 plus 5. Și egal 17 lei. Și, în sfârșit, farfuria costă 17 ăsta plus 4. Și egal cu 21 lei. Proba, dacă facem proba, trebuie să ne dea exact, da? Nu are cum să ne dea. Ne dă sigur. Nu mai facem probă? Da, bine. Hai să facem. Te rog să adui tu. Deci pentru probă, 12 plus 17 și plus 21 este egal suma totală, 12 plus 17 plus 21, este egal cu, cât vine acum? 12. Egal cu? Plus 17 plus? 21. Egal 0 la final. Da, 50. Bine. A fost cam dificilă. Cam dificilă, nu? Dar te-ai prins destul de repede. Pentru aseară. Da? După modelul celui de-aseară. Ați crezut că nu mai ții minte. M-am bucurat mult, înseamnă că ai înțeles-o. Asta a fost. Da? Asta înseamnă că tu ai fost pe problemă și ai înțeles problema. Aseară am avut un pic dificultăți, dar asta nu merg. Dar mai am încă una acum. Să vezi. Ați resaltat-o? Adică acum faceți totul la fel așa, numai că să fie segmentele egale? Nu, știu. Acum să văd ce-mi vine în minte, dar uite așa spun. Ce scrie spunem? Un kilogram. Un kilogram. Unul de mere, unul de pere, egal cu... Așa, unul de mere și guturi, hai să zicem. Un kilogram de mere. Un kilogram mere. Da. Un kilogram pere. Și un kilogram, să zicem... Un kilogram cireșe. Nuci. Nuci. Pe total. Da. Da. Dăm o sumă care o să o gândim. Să zicem 39. Puteți să mai schimbați cât vreți. Da, îmi dai voie, nu? Să faci da. Bine. Toată ora puteți să schimbați. Bine. Asta e foarte bine. Ei, acum spun. Merele costă cu 3 lei mai puțin decât perele. Merele. Cu 3 lei mai puțin, da? Decât perele. Merele cu 3 lei mai puțin decât perele. Pere, da. Iar perele. Nucile. Un kilogram de nuci. Da? Un kilogram de nuci. Un kilogram de nuci. De 3 ori de mai mult. De 3 ori mai mult. 3 ori mai mult. Ori. 3 ori mai mult. Mai
mult decât perele, decât perele. Atât? Atât. De trei ori mai mult decât perele. Și trebuie să fie egale? Păi, eu nu știu, doar atât știu, că perele cu treile e mai puțin decât perele. Deci, atenție, merele cu 3 lei mai puțin decât perele. Între mere și pere, care costă cel mai puțin? Dacă merele cu 3 lei mai puțin decât perele. Păi, merele cele mai mici. Cele mai mici merele. Hai să spun și un pic un segment merele. Mere. La pere, pentru pere, o să facem un segment cât merele, și încă 3 lei, că ele sunt mai scumpe cu 3 lei. Mere. Pere. Da. Mere, pere. Nuci. Și nuci. Cât? Nucile sunt de 3 ori mai mult decât perele. Nucile sunt de 3 ori mai mult decât perele. Facem un segment cât pere. Așa. Și încă unul. Da. Adică trebuie să fie egale? Sigur că da. Exact cât perle. Și încă unul și încă unul. Și încă unul. Bun. Bun. Trebuie să fie... Hai te șmecherești. Dacă te prindești cel mai tare. Poți să facă? Acum să fac și să modifică numărul. Numărul acela. Hai, puteți să modificați 39? Stai să vedem, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ori cât de 39? 10, nu? Nu, că nu sunt egali, e joc aici. E, trebuie să ne detalii problema. E foarte frumoasă acum. Nu dau seama, nici n-am vrut să o fac așa frumos. Oare? Dacă vreți. Atenție multă, tată. Vă arăt. Da? Gândește bine. Cât eu fac modificarea la număr, tu te gândești. O să vă spun. Prima idee. Tu gândește și tu faci o să. Se acolo? Nu 39, 37. Să facem modificarea? Da. 37. Modificarea. Păi dacă faci problema asta, s-ar fi de bucuros să fiu foarte bucuros. Bine, aceea pot să vă arăt. Interesant, foarte tare. Foarte ușor. Ia să... Fii atent. Merele costă atât perle, cât merele și încă 3 lei. Iar la nuci, de 3 ori cât perle. Adică o dată. Încă o dată. Și încă o dată. Dar de cât perle? Că dacă ziceam de cât merele, era mai simplu. Dar așa, da, problema. Dar vreți și mai mult. Ziceam prima idee. Da. Mă interesează foarte tare. Mere, pere și nuci. Da. Trasăm o linie. Da. Trasăm o linie. Unde? De desubt? Da. Păi așa, de... De unde trasăm? De la mere. Așa. Până așa, așa, da? Perfect. Bun. Și acum aici e să punctăm. Nu crezi că trebuie să punctăm așa? Am punctat. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Altă viață! Altă viață! Ei, nu cumva trebuie să o facem și cu asta la fel? Păi da! Deci tot așa punctată. Păi tot așa punctată, pentru că perele așa. Sunt la fel ca nucile. Așa, deci trebuie să facem așa. Dar pot să vă arăt. Ia vină tu, vină tu și mai arată când se vină. Deci segmentul ăsta este așa. Așa. Este așa. Așa. Așa, trimitem așa. 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 Asta o punctăm cu puncte. Așa, așa.
Perfect. Da. Apoi unde mai umblam? Până umblăm tot aici. Așa. Până aici. Corect. Și punctul și acolo. Este excelent. Și pe asta o punem cu verde. Da. Astea sunt merg. 3, 3, da. Și 3. Și 3. Așa. Și acum? Sunt plus 3, 3, 3, 6, 9, 12. Foarte tare, foarte bine. Deci 3 din... ori. 4. 3 ori 4. Da. 4 egal cu 12. Nu l-am prins. Nu l-am prins. Și acum ce facem? Am avut 37 minus 12 egal cu 25. Și acum 25 trebuie să-l împărțim în 4. În 4? 5! În 5? Că sunt 5 verzi? Sigur că da. Gata! Așa. 5! 5, 25 împărțit la... 25, 25, 25. Da, mă, sigur că... 25 egal 5 ori 5. Corect. Și asta e 5 perle, perle 5 va fi fiecare. Asta, nu, 5. Și atunci spui, merle costă cât? 5 cu 3. 5 cu 3, 7. 5 cu 3. 8. 8, așa. Deci, merele, răspuns corect, mere 5 lei. Acum sunteți cel mai fericiți. Foarte fericiți sunt, da, da. Pere, pere 5 cu 3. 8. Egal cu 8. Mere. Și nuci? Mere cât erau? 5. Da. Și nucile costă? Nuci 5 de 15 și cu 9 15 și cu 9 24. Da? 24. Deci de 3 ori 3, 3 ori 8 și egal cu 24. 24 de. Sunt foarte fericiți, mi-ai reacționat frumos aici. Da? Da? Deci ai și o unitate de măsură. Așa, să vedem la sinteză. Sinteză. Am făcut aici ce am făcut? Marion, zi tu. Am făcut probleme. Probleme cu ce? Probleme, metoda figurativă. Metoda figurativă. Deci metoda, metoda figurativă. Probleme. Tabla mulțirea făcută? Probleme. Și mulțire și mulțirea. 7, 8. Mario. 756. Bravo. Metoda figurativă, probleme. Am învățat și eu 9 ori 7. Tabla mulțirii. Și 9 ori 7. 6 ori. 6 ori. 4. Și împărțire. Și am și împărțire, da? Am făcut și câteva. Eu cu vorbim să vă găsesc cineva. Deci 9, 6, 5, 7, da? Așezați-vă, da. Totuși. Și 9, 7.